O călătorie în Israel este dorința multora dintre noi. Când pășești pe teren israelian, este imposibil să nu te copleșească emoția locurilor sfinte. În plus, orice român care se află acolo trăiește momente unice pe care nu le poate întâlni în alte țări. Pe stradă, în magazine, auzi adesea vorbindu-se românește, iar la standurile de presă, alături de publicațiile în ebraică sau engleză, găsești cu surprindere și plăcere ziare și reviste în limba română. Mulți israelieni cu care intri în vorbă îți spun cu mândrie că s-au născut în România și păstrează vizibil nostalgia locurilor natale. Am dorit să o întâlnesc pe Angelica Roseanu, fostă campioană mondială la tenis de masă, evreică originară din România, care trăiește acum în Israel. Prin intermediul ambasadei noastre în Tel Aviv, i-am aflat adresa și numărul de telefon. A primit cu mare bucurie propunerea noastră de a o vizita și iată-ne porniți la drum cu destinația Haifa. O coastă minunată, dacă ar fi să traducem numele orașului, unul dintre principalele porturi din bazinul Mediteranei. Haifa, al treilea oraș ca mărime al Israelului, a cunoscut în ultima jumătate de secol o dezvoltare accelerată, înălțându-se pe pantele abrupte ale muntelui Carmel. Lipite de peretele de stâncă, locuințele etajate cu acoperișuri de țiglă, olane și sticlă au un farmec aparte. Haifa este centrul mondial al credinței Bahai, religie întemeiată în 1844 de un credincios musulman care proclamă necesitatea unificării omenirii prin spiritul transformator al lui Dumnezeu. Parcul religie Bahai este un element emblematic al orașului, împărțit în două registre, un adevărat rai floral, rivalizând cu renumitele parcuri englezești și franceze. De sus, de pe muntele Carmel, priveliștea grădinilor Bahai și a radei portoare este captivantă chiar și într-o zi ploioasă, mai puțin senină. Încărcat sufletește de bucuria descoperirii unor locuri minunate, am intrat în zona cartierelor de locuințe și am găsit adresa doamnei Angelica Roseanu. Dragi prieteni ai postului TV România Internațional, suntem foarte onorați că ne aflăm chiar acum în casa dintr-un cartier din Haifa a doamnei Angelica Roseanu. Îi mulțumim foarte mult că ne-a primit și pentru că dânsa a fost și ziaristă, am să o rog chiar acum pe dânsa să ne facă singură o scurtă prezentare. Vă mulțumesc că vreți să vorbesc eu, dar eu nu prea sunt obișnuită să vorbesc la microfon, așa că sper să nu mă bâlbâi. Vreau ca telespectatorii noștri, care poate nu vă cunosc, să afle câte ceva din trecutul marii noastre campioane mondiale de tenis de masă. Mie îmi pare bine că pot să vorbesc în fața spectatorilor României, pentru că numele meu a fost 30 de ani interzis în România și abia în 90 am putut să viu din nou, să vizitez Bucureștiul, România, țara în care m-am născut și pe care am iubit-o și pe care continui să o iubesc. Eu trăiesc în Israel, dar sufletul meu a rămas de fapt în România. Și acum când am fost acum câteva luni în România, m-am simțit foarte bine acolo, am avut câțiva prieteni foarte intimi care m-au înconjurat și m-am simțit foarte bine cu ei, deși programul de la televizie m-am simțit foarte prost cu el, dar după aceea prietenii mei au avut grijă și ca să îmi reîmprospăteze faptul că am venit în România și în special faptul că m-a invitat președintele domnul Ion Iliescu la Palatul Dumnealui de la Cotroceni și m-a primit ca pe o fostă prietenă, mi-a mărit moralul foarte mult. Domnul președinte mă știe pe mine de pe vremea când eram campioană mondială, pentru că dânsul învăța la
liceul Spiru Haret și noi, lotul național de tenis de masă, ne antrenam în sala de sport a liceului. Și când aveau pauză, dânsul și prietenii veneau jos să se amuze, să ne vadă pe noi la antrenament. Dar eu nu l-am cunoscut atunci, însă dânsul și-a adus aminte perfect de performanțele mele.